Iulian Bădescu face declarații, l-ascultăm. Luare de mită. Ați luat mită? O aberație, sper să lămurească cât mai repede acest lucru. Nu înțeleg de ce un fost primar care a dat 17 milioane de lei nu este chemat la DNA și sunt eu chemat în contextul în care Ministerul de Finanțe, Curtea de Conturi, Prefectura Prahova, toate organele de control au spus că este un lucru legal ceea ce s-a întâmplat cu Asociația lui Pigalba. Dar din cauza luare de mită? Nu știu despre ce este vorba, probabil că domnul Capră de acolo din arest a fost sfătuit sau presat să dea o declarație împotriva mea. O să deci credeți că s-a făcut un denunț din partea celor de la Petrolul forțați de arestul preventiv? Acest zvon este de foarte mult în piața ploieșteană cu privire la domnul Capră că negociază eliberarea sa cu diverse denunțe, celebrul articolul 60. Acte care fac legătura cu Asociația lui Galben și cu Petrolul, din nefericire sau din fericire, au găsit niște documente care cred că sunt relevante vis-a-vis de aceea. Ce e cu directoarea de la dumneavoastră din primărie, cea care ar fi refuzat să semneze actele? Păi, toată această poveste se pare că de la această doamnă directoare a plecat, dânsa fiind cea care, refuzând să semneze documentele în calitatea pe care o avea de director economic, a depus o plângere în prima instanță cu acest lucru. Dar interesant este că acest dosar este de mai bine de un an, probabil un an jumate de zile în anchetă la DNA. A fost o singură dată chemat ca martor. Se pare că documentele Curții de Conturi vis-a-vis de fostul contract încheiat de domnul Volosevic nu sunt luate în calcul și sunt luate în calcul astăzi documente care sunt foarte legale și legale din punct de vedere al tuturor organelor statului. Vă așteptați să fiți reținut? Afecta bugetul local? Nu afecta bugetul local. Ele au fost în hotărâre de Consiliul Local din buget, alocați în votul unanim al tuturor consilierilor locali. Probabil se pune problema de oportunitate. Nu s-au dat toți bani, știți cu toți, a început ancheta DNA și în acel moment... Credeți că veți fi reținut? Vă așteptați să fiți reținut? Mi se pare o aberație. Sincer. Iulian Bădescu, doamnelor și domnilor, primarul din Ploiești a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție Ploiești, acolo unde va da explicații în acest dosar.